Hei, salut, dragilor! Astăzi o să vă arăt toate secretele din noul update de pe Brookhaven. Așa că hai să vedem unde se află toate secretele. O să mergem și o să ne luăm o căsuță. O să iau căsuța aceea exotică, pentru că aia îmi place cel mai mult din noul update. Și după o să le vedem și pe celelalte. Și hai să mergem la casa 11. Așa, să ne luăm căsuța. Bun. Așa. Așteptăm să se încarce puțin, pentru că da, trebuie să așteptăm. Și acum o să închid și ușa. Ok, și hai să vedem unde se află toate secretele. Bun, o să mergem la parter. Să vedem dacă se află vreun secret, dar nu cred că se află niciun secret. Ok, deci arată super fain la parter, e locul meu preferat aici. E super tare. Ok, ia să vedem. Nu se află niciun secret, cred, la parter. Așa că hai să mergem sus să vedem dacă se află alte secrete. Așa, clar nu se află niciun secret, cu siguranță. Hai să vedem sus dacă se află vreun secret. Ok, deci aici este patul. Intrăm prin oglindă? Nu, nu putem. Așa, hai să vedem. Nu, nu putem intra. Ok, hai să vedem în baie. Ok. Deci avem două oglinzi în baie, pe bune? Nu ne ajunge una? Ok, aici putea să pună un tablou sau nu știu ceva, nu o altă oglindă pe bune. Ok, ia să vedem. Dar nu știu unde sunt secretele, ce secrete se află pe aici. Oare putem să intrăm? Nu știu. Dacă atingem oglinda asta? Nu. Dar dacă atingem pe asta? Oh my god, nu vine să cred! Ce? Ce era aia? Oh my god! Mai apăs o dată pe oglinda asta. Wow! Oh my god, cât de tare! Wow, ce tare! Nu vine să cred! Mamă, ce fain! Oh my god, aici avem safe-ul! Nu vine să cred, cât de bine l-a ascuns! Eram sigură că oglinzile alea ascund ceva, pentru că, pe bune, de ce ți-ai pune două oglinzi în baie, una lângă cealaltă, așa, gen, da? E puțin ciudat. Și două oglinzi la fel, serios? Ok? E puțin ciudat, deci aici avem seiful, nu vine să cred. Și cum ies de aici? Acum? A, cred că ies de aici, așa. Wow, ce tare l-au ascuns seiful, fix aici. Ce fain, nu e să cred. Ok, și oare se mai află și alte secrete? Nu cred, cred că doar seiful ăla a fost singurul secret. Putem să intrăm pe aici și să vedem casa, dacă... Da. Dar nu-i neapărat un secret ăsta, pentru că ne băguiam așa. Și de asta nu e niciun secret. Ok. Deci, cred că cam astea sunt secretele din această casă exotică. Ok, oare mai sunt și pe afară secrete? Ia să vedem dacă mai sunt și pe afară. Ia să deschid ușa. Nu cred că sunt secrete pe afară. Oleu, am căzut. My God. Așa. Ok. Nu cred, dacă apăsăm pe chestiile astea, dar nu cred că e niciun secret aici. Putem să mergem pe aici așa. Și e super ciudat. Gen, acum, nu știu de ce, Roblox-ul face apa așa. Adică, gen, să mergi pe ea așa. Și nu te mai poți juca prin apă. Gen, da, nu poți să mai mergi cu barca sau chestii de-astea, pentru că te scufunzi direct. Și, da, nu-mi place genul ăsta de apă din Roblox. Ia să vedem, ăsta e garajul? Nici măcar nu m-am uitat în garaj. Ah, ok, deci nu e niciun practic, da, cred că aici poți să-ți
pui mașina, dar poate să intre oricine, adică, acum serios, poate să intre oricine să sară gard. Da, super garaj, ce să zic. Da, cam astea sunt secretele din casă și noi suntem pe server public, așa că trebuie să așteptăm încă 5 minute și 25 de secunde pentru a ne lua și cealaltă casă. Nu e să cred, așa că o să intru pe alt server pentru că nu mai am răbdare. Sunt foarte curioasă să văd ce secrete ascunde acea rachetă, nu știu ce este. Ok, așa că o să intru pe alt server. Ok, și am văzut că casa 11 pe serverul acesta este ocupată, așa că o să ne luăm la 12 o căsuță și văd că la 11 are aceeași căsuță care vreau să-mi iau și eu, așa că da. Hai să punem căsuța aceasta și să vedem ce secrete ascunde. Trebuie să așteptăm. Ok, acum hai să mergem. Vai, Doamne, cum am căzut! Era o scară aici, dar nici n-am văzut-o. Ok, astea practic nu sunt niște secrete că poți să intre așa de... Da? Nu e niciun secret, practic. Ok, hai să mergem să mai vedem pe aici ce se mai întâmplă. Doamne, e periculos pe aici. Nu vă recomand această casă. Ok. E puțin ciudată racheta asta. Așa, nu cred că e niciun secret pe acolo. Hai să vedem aici ce se află. Poți să le închizi pe astea. Ok. Avem o centrală aici. Ok, mai bine închidem. What? Avem camera de supravegheat. Ce tare arată. Ok, hai să închidem ăla de acolo. Ia să vedem aici ce avem. Oh my God, cum am căzut. Aici avem baia. Foarte mică. Bucătărie. Putem intra prin chiuvetă ca în orice bucătărie, cred. Dar da. Ok, ne-am pus aici. Ok, ciudat. Hai să vedem ce se mai află pe aici. Oh my God, m-am blocat. Ok, e puțin ciudată. Puțin mai mult, de fapt, dar da. Ok, deci nu. Asta e un șemineu. Nu, nu, șemineu. My God, cât de tare arată. Ok, mai degrabă îl sting. Mi-e frică. Așa. Ia să mai vedem ce se mai află pe aici. Aici se află paturile. Ok. Le punem la nani. Momentan nu. Ok, și aici o masă. O mâncăm. Eu cred că cutiile astea ascund totuși ceva aici. Și cred că este seiful. Nu știu de ce, pentru că nu l-am mai găsit niciodată, nicăieri. Adică, pe bune, cred că aici este safe-ul. Și, da, hai să închidem așa. Ca să nu vedea nimeni, cu siguranță. Ok, și hai să intrăm pe aici să vedem dacă... What? Am găsit safe-ul! Oh my God, cât de tare! Oh my God, deci, fără să vreau, l-am găsit. Oh my God, ce tare! Deci, din prima... Ok, deci, l-am găsit pe prima. Oh my God, cât de tare! Și hai să vedem să deblocăm și acest safe, pentru că e casa noastră și putem să-l deblocăm. Și ia uitați banii aici, câți bani avem, wow! Ok, cred că, oare mi se pare mie sau s-au adăugat bani mai mulți la casele astea sau nu știu, cred că așa e, sunt toate casele. Na, cred că mi se pare că avem bani mai mulți. Ok, cred că niciodată nu m-au interesat safe-urile astea. Și de asta nu prea m-am uitat și de asta mi se pare mai mulți bani și da. Ok, deci am găsit. Deci am intrat pe aici, am intrat. Nici nu știu pe unde am intrat. Ia să vedem. Pe aici se află ceva? Nu, nu se află nimic. Ok, deci am intrat pe aici ca să știți și voi pe unde să intrați și... Da, am găsit safe-ul. Deci chiar e tare. Ok, și acum cred că nu știu ce să crede se mai află. Deci da, cred că astea erau singurele secrete care se aflau pe update-ul nou. Și da, sper că v-am ajutat să le găsiți.
secretele toate, cred că sunt toate secretele efectiv, pentru că da. Și noi ne auzim data viitoare, pa, pa!